Parchetul general a deschis un dosar penal cu privire la modul în care autoritățile au gestionat criza pestei porcine africane. Verificările au fost demarate după ce parchetul s-a autosesizat. Ulterior au fost depuse și mai multe plângeri. În cursul zilei, președintele Klaus Iohannis a făcut un nou apel către instituțiile abilitate să verifice modul în care autoritățile responsabile au pus în aplicare măsurile de control și prevenție a răspândirii virusului pestei porcine africane. Guvernul are responsabilitatea directă și nemijlocită în privința crizei generate de răspândirea virusului pestei porcine africane pe teritoriul național, România înregistrând cea mai rapidă creștere a numărului de focare dintre toate țările europene afectate în prezent. Această evoluție explozivă a pestei porcine africane arată, de fapt, că autoritățile responsabile, atât cele centrale cât și cele locale, sunt depășite de situație. În loc să asistăm măcar la stabilizarea situației, în prezent ne confruntăm cu răspândirea accelerată a pestei porcine africane dintr-un județ în altul, cele mai recente focare fiind confirmate în aceste zile în județul Buzău, a declarat Klaus Iohannis printr-un comunicat de presă. Administrația prezidențială a tras atenția că riscurile legate de virusul pestei porcine africane au fost sesizate de Comisia Europeană încă de la începutul lui 2017, când guvernul ar fi trebuit deja să ia măsuri de prevenție. Între timp, Camera Deputaților a respins astăzi înființarea Comisiei de Anchetă privind modul în care statul român a pus în aplicare prevederile Programului Național de Supraveghere, Prevenire și Control al pestei porcine africane. Propunerea a fost respinsă cu 122 de voturi pentru și 137 împotrivă și a fost inițiată de grupurile parlamentare ale PNL și PMP. Cele mai recente date arată că pesta porcină s-a extins în peste 780 de focare, iar aproximativ 120.000 de porci au fost deja eutanasiați.